Deci, după cum am precizat și în ședința anterioară, după finalizarea procedurilor din cadrul municipalității, urmează adoptarea unei, promovarea unei hotărâri de Consiliu Județean, care să fie supusă plenului și să aprobe transferul bunurilor care sunt aferente cedului. Preconizează că această hotărâre va intra într-o ședință extraordinară sau vom face tot posibilul să intre într-o ședință extraordinară.